O nouă ediție Retro Summer Party va avea loc sâmbătă 6 iulie la Sasca Montana. Începând cu ora 18, din zăvoiul popii, de pe malul râului Nera, se vor auzi ritmurile muzicii anilor 70, 80, 90. Și pentru că vremea se anunță foarte bună, distracția va continua până târziu în noapte. Pornit anul trecut din dorința de a reedita verile copilăriei petrecute pe Nera, dar și de a asculta muzică bună la Sasca, Retro Summer Party evoluează în direcția unui eveniment al comunității, atât prin implicarea cu dedicația sătenilor, dar și a administrației publice locale. De asemenea, cu ajutorul ochelarilor virtuali, cei prezenți vor putea descoperi cele mai frumoase 150 de obiective turistice din Banatul Montan, prezente în cadrul turului virtual interactiv realizat de Consiliul Județean Caraș Severin. Voia bună și distracția de anul trecut de la Retro Summer Party ne-au determinat să o luăm de la capăt și anul acesta și să organizăm a doua ediție a evenimentului. Vremea se anunță bună și Poiana din zăvoiul Pop este pregătită să-și primească oaspeți iubitori ai muzicii bune a anilor 70, 80, 90. Muzica bună și fotografia unesc oameni la Retro Summer Party. Muzica bună a răsunat peste munții Aninei, prin cheile Nerei, chiar până în Valea Almăjului, de unde ne alăturăm în acest an doi pasionați de frumos, natură, turist și fotografie. Eu și Nicolae Șușara continuăm seria poveștilor în rame de data aceasta la Sasca Montana, unde vom bucura oaspeții cu o expoziție de fotografie în aer liber. După participarea la prima ediție, unde am cunoscut entuziasmul și efervescența organizatorilor și după feedback-ul primit în urma expoziției povești în Rame din Valea Almășului prin Banatul Motan de la Timișoara, am hotărât ca în acest an să dau mână de ajutor organizatorilor Retro Summer Party de la Sasca Montana. Cred că promovarea turismului din Cara Severin trebuie să fie o prioritate pentru noi toți, privați sau administrații publice, și împreună să mișcăm lucruri. Pentru că tot vorbim despre evoluție, ne vom bucura la această ediție a Retro Summer Party și de experiența unei incursiuni virtuale prin Banatul Montan, cu ajutorul ochelarilor VR. Vom avea ocazia de a descoperi cele mai frumoase 150 de obiective turistice ale Banatului Montan, prezente în cadrul turului virtual interactiv realizat de Consiliul Județean Cara Severin, Vom avea parte de o experiență memorabilă menită să ne ofere o perspectivă nouă și captivantă asupra potențialului turistic al județului nostru. Menționăm că intrarea este liberă.